Bomba de aur Regret vremurile când tot ce era auriu în picturi se reprezenta prin foițe de aur adevărat. Jumătăți și sferturi de monezi erau bătute îndelung cu ciocanul până deveneau mari hârtii de aur, ușoare ca pana și aproape străvezii, lipite apoi peste nimburi, stele și sori, în peisaje cu chiparoși și castele. În aceleași fabuloase vremi, Sclipirile din tapiserii se realizau tot cu fire de aur, împletite cu mătasea și cu bumbacul aduse din colonii. Zulufii fecioarelor erau din șpan de aur și cornul de inorog avea canelura din spire de sidef adevărat. Pentru povestirea de față mi-ar trebui și mie foarte, foarte mult aur. Mi-ar fi plăcut de pildă ca, în peisajul în care nu se va întâmpla din păcate nimic de-a lungul acestor pagini, dar cititoarele mele s-au obișnuit deja, cred, cu asta, cel puțin trei elemente să fie poleite cu aur adevărat. Aur de un miliard de carate, foițe și fire de aur transcendental. Crestele valurilor mării, formând o cale de foc de la soarele vuitor și până la țărm, cele șapte litere care formează cuvântul Samsung pe mobilul vecinei mele de plajă și, nu în ultimul rând, părul ei blond și greu, răsucindu-i se pe umeri în cârcei savanți, cruzi și melodioși, ca în studiile de coafuri ale lui Leonardo. Dar pentru descrierea acestui păr, pe care sculptorii din vechime n-ar reuși să-l scoată din daltă, oricât de fină ar fi dentiția ei și oricât de mlădioase le-ar fi încheieturile, mi-am rezervat trei sferturi din paginile acestea față în față, ca două aripi de fluture virtual, sau ca un pictorial al celei mai erotice dintre revistele erotice ale lumii. Entuziast, aproape nebun de exaltare, asemenea lui Socrate cel din Cratilos, simt că orice -a scrie aici nu voi face decât să vorbesc despre acest păr de sârme de aur, de fractal de aur, de miliarde de picioare ale unui păianjen de aur pe care l-aș fi apucat și înfășurat pe pumn aspru și gros și fierbinte, o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de șase ori, până aș fi ajuns la ceafa goală, cu câteva firișoare spiralate, ale celei ce zăcea pe plajă lângă mine, despărțiți doar de un metru de nisip de scoici sfărâmate. Merg la mare de fiecare dată singur și de fiecare dată fac plajă complet gol, înconjurat de trupuri complet goale. Mă apropii de mare cu precauțiile nesfârșite cu care vechii evrei se apropiau de chivot. Să n-aveți a face cu vreo femeie, le poruncea atunci Jehova. Zile întregi, uneori săptămâni, înainte de a ajunge la mare, îmi refuz sexualitatea și asta îmi dă o ciudată voluptate. Fiindcă în toate fantasmele mele trăiește mare, care îmi inundă craniul și se revarsă din el ca vinul ce se varsă peste buza unui potir. Iar la mare nu fac dragoste decât o singură dată, de obicei în ultima noapte, cu o femeie pe care abia o cunosc, mereu alta și de fapt totdeauna aceeași, pentru că ea pentru mine este doar mare. Este esența acelor zile de nisip și de sare, de statui de bronz lungite pe plajă ca pe un capac nesfârșit de sarcofag etrusc, de efectele de lentilă violete și irizate ale soarelui triumfător. E promiscuitatea totală, anonimă și insuportabil de dulce, marea sărată și umedă și senzuală, din care toți am ieșit. Până anul acesta, însă, n-am cunoscut cu adevărat nici marea și nici femeia. Se arăta pe la ora 10, și în scurt timp am învățat ca toți ceilalți să-i aștept răsăritul. O precedau coroana și unda de șoc a unei explozii termonucleare ne ridicam pe jumătate de penisip și, bărbați goi și femei goale, o priveam orbiți prin ochelarii fumurii ca pe eclipse. Și roia frumusețe. Mergea pe vârfuri încălțată în pantofi de cuarț sclipitor, cu tocuri ce se curbau pe alee sub greutatea ei nemai văzută. Cobora pe nisipul micului golf mărginit de stabilopozi și-și întindea cerceaful foarte aproape de mare. Apoi se despuia susținută în picioare de toate privirile de pe plajă, până și ale pescărușilor, căci numai goală putea fi cu adevărat înțeleasă și descrisă. Și mereu rămânea o vreme doar în chiloți, albă ca laptele și linsă de briza din larg, și atunci pubisul ei întindea mătase albastră ce se cuta de sub, între labile îngevanate. Ar fi fost idealul de frumusețe a practic întregii umanități, ar fi fost vândută și cumpărată lângă șofran, scorțișoară și oricalc, în porturi îndepărtate. Cu picioarele ei groase de zeiță ce susține un colț de templu, cu sâni ei uriași pe care și îi împingea înainte cu mândria, cu care matroana romană și împinsese copiii, iată bijuteriile mele, cu pletele ei de magdalenă din magdalenian, cu boiul ei cris elefantin, ar fi fost mândria haremurilor. Și călăreața filozofilor lumii. Goală răspândea atâta lumină, că toate celelalte trupuri din micul golf căpătau culoarea cenușie a cadavrelor. Sânii ei, observai imediat, erau singurii demni de acest nume. Celelalte femei aveau pe piept mamele sau pur și simplu țițe, Fundul ei, cu zona întunecată dintre coapse, își arăta din timp în timp lene și premeditat. Steluța cafenie și structura cealaltă, franjurată complex, asemenea cărniței ce iese dintre valvele unei scoici de mare. Când se întindea pe spate smocul de liță de aur, deasupra păsăricii rase grijuliu, arunca o lumină razantă pe pântec, precum capacul stilourilor din copilărie. Iar când se întorcea, peste fese, vălorindu-se pe pernița triunghiulară a șalelor, ivea un tatuaj cu dragoni. Am stat zece zile zi de zi în apropierea trupului ei mare și greu, a pielii ei care în loc de bronz se acoperea tot mai mult cu o atmosferă volatilă de feromoni. În camisola asta de feromoni intra și în mare, mereu numai până la genunchi, mereu împingându-și sâni înainte, pictându-și gurguiele și rotunjimea dulce de sub ele pe azur, apoi înainta pe dâra de aur, se apleca și ridica în palme cât o meduză, știind că toți o privesc, că e miezul miezului mării. Când se întindea din nou lângă mine, vai, cu același metru de nisip și scoici sparte între noi, cu lentile moi de apă pe trup și cu părul îmbâxit de sare, trăgeam aer în piept și aerul pe care îl smulgeam de pe corpul ei împătrundea în alveole și înapoi în sânge, iar sângele îmi cobora în arterele sexului, deschizând acolo supape și umplând țesuturi fierbinți. Mă lipeam de nisip, îl mușcam, aș fi mâncat marea ca pe o stridie uriașă, aș fi rost norii și hotelul din zare. Deveneam tot, din cap până în picioare, un sex erect, cuprins de febră și nebunie. Ce vârstă să fi avut femeia asta de smântână și aur? I-aș fi dat între 15 și 17 miliarde de ani. Un punct de pe un balon dintr-o spumă de universuri pornise să se umfle el însuși desprins de celelalte și alcătui întreptat lumea noastră. Materie luminoasă și materie întunecată au concurat la zămislirea galaxiilor. Bilioane de puncte de aur dispuse în faguri și în stringuri. În fiecare, sute de miliarde de stele au produs elementele chimice, pământul binecuvântat al planetelor. Iar pe firimitura pe care trăim, în marea de sticlă sărată, S-au ivit bacterii și viermi și bureți și trilobiți și nautili și celacanți. Iar când mările s-au retras, pe plajele lor ude au rămas amfibieni și reptile. Și în pădurile negre au prins a foșgăi păsări și mamifere. Și umanoii stângaci au pășit în savană. Specii și rase au exterminat specii și rase. Popoare au distrus popoare. Civilizații s-au ridicat și s-au năruit. Unde e Xerxes? unde Artaxerxes? Apocalipse au venit și au trecut, turnuri în prăbușire, Ierusalim, Alexandria, Viena, Londra, Roma, ireale. Biblioteci s-au scris și li s-a dat foc. Și în cele din urmă, o femeie a prins în pântec plot de strigoi de voievod și o celulă ou, divizându-se și crescând, a recapitulat facerea lumii. Și embrionul a devenit o fetiță gemuită în uter, și fetița a ieșit din mingea de mușchi, ca dintr-o mare rotundă, și-a crescut și în cele din urmă a moștenit pământul. Căci întreaga lume există pentru a ajunge la o femeie frumoasă. Bomba de aur au porăclit-o foarte repede cei de pe plajă, bărbații goi și femeile goale ce se negreau lângă mare, pe măsură ce ea devenea tot mai albă și mai pietroasă. Femeile însele o mâncau din ochi, cot la cot cu bărbații, începând să le înțeleagă pe Safo și pe Bilitis. Ce găsiseră până atunci la satirii păroși cu care trăiau? Cum se lăsau rănite noapte de noapte de grosolanele lor unelte de împerechere? Când dragostea, erotismul, pornografia, atingerea sfârcurilor și descleerea buzelor cu degetele și cu limba sau doar cu răsuflarea înfierbântată se legau atât de evident de jocul de curbe, cute și umezeli al corpului feminin și nu al oricărui corp, ci numai al celei ce stătea acum pe cerceaf, cu picioarele încrucișate, vorbind la mobil zâmbitoare și jucându-se cu lănțugul de aur ce ardea în jurul gleznei de uriaș. Bombă? Mai curând o rachetă trimisă în patul fiecărei ființe care vedea măcar și o singură dată pe plajă, sorindu-se goală și visătoare pe încâlceala de stabilopozi Căci nu-mi imaginam, ci știam că în umbra fiecarei camere de hotel, noaptea târziu, fiecare bărbat își speria de moarte femeia, frământând-o și pătrunzând-o, nu cu oboseala din cuplurile stabile, scuze-mă, te-am lovit, nu te zgâri cu barba, ci cu o ferocitate disperată, pe care nici măcar la începutul legăturilor nu avusese și nu o putuse avea, pentru că biata mădă sau cătă erau simple femei iar un bărbat are nevoie de mult mai mult ca să țâșnească asemeni unui vulcan, înecând în lavă arzândă orășelele de marmură de la poale. Are nevoie să călărească peste șalele unei bombe de aur. Nopți în șir, când s-a făcut dragoste, s-a făcut dragoste doar cu femeia cu pubis de aur ce lăsa în nisip de câte ori pleca o adâncitură în formă de violoncel. În ultima zi a sejurului meu din vara aceasta, după ce dimineața sprijinise iar cerul cu creștetul ei de cariatidă, vorbind la mobilul al cărui ecran învăpăiat îi fulgera pe obraz, femeia profilată pe vânt și pe scoici n-a mai venit după amiază la plajă și atunci am știut că discul ei se scufundase în mare. Ajungea să privesc în jur ca să știu că plecase. Bărbații și femeile zăceau pe nisip, carbonizați, fumegând, prin pielea crăpată le și sărăcoastele acoperite de sare. Marea însăși se umpluse de alge băloase, mucuri de țigări și hârtii. Am rătăcit pe plajă ori în șir, lăsând valurile să-mi ude tălpile goale. Seara am găsit la bar o femeie oarecare și am iubit-o apoi întreaga noapte, udând-o cu lacrim și cu salivă plângând peste mizerul corp de muiere, mădă sau cătă, în care intrasem nu ca într-un templu, ci ca într-o cofetărie. Am știut că niciodată de atunci încolo n-aveam să revăd știma de lapte și miere din golful cu stabilopozi, înfășurată în părul ei de sârme și vrejuri și cârcei și spirale și volute de aur.